Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a cerut președintelui Claus Iohani să dea un exemplu poporului român și să plătească datoria pe care o are la stat. Când tu știi că te să dai suma oricum, deci nu este niciun fel de duială. Fă un pas, dă un exemplu, ești președintele țării, dă un model, fi model. Și plătește statului român suma de 1.200.000 de lei Banii pe care Claus Iohannis îi datorează statului provin din închirierea imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu. În perioada 2001-2015 acesta a fost deținut de familia Iohannis și de un coproprietar, dar acum se află într-un litigiu. Însă, ministrul Teodoroviș spune că, indiferent de situație, șeful statului trebuie oricum să dea banii înapoi pe perioada cât a încasat bani din în chirie. În perioada următoare, Ana urmează să facă demersurile necesare pentru a intra în posesia banilor. În total, Ana, afară de recuperat suma de. 2,6 milioane de lei, restul de bani trebuie recuperați de la celălalt coproprietar.